Nu pot să zic decât wow, pentru că m-ați impresionat total prin faptul că ați apăsat pe butonașul de like de îndată ce am postat primul episod din jocul acesta și nu mi-a venit să cred, frate, deci chiar m-ați impresionat, așa că vă mulțumesc din suflet pentru că ați făcut acest lucru, pentru că ați apăsat pe butonașul de like, pentru că mi-ați lăsat acolo o grămadă de comentarii pozitive și am zis că vreau să fac și o surpriză pentru voi astăzi și să postez al doilea episod unul după altul, adică acest episod urmează la o zi distanță. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place în continuare. Pentru cei ce n-ați văzut episodul de ieri, este vorba despre acel tip care nu se mai poate trezi din somn și trebuie să faci ceva pentru a te putea trezi și cam așa te joci acest joc. Așa că hai să mai stăm foarte mult la vorbă, hai să intrăm în nivel și să vedem ce se va întâmpla. Și chiar m-a impresionat faptul că foarte mulți dintre voi v-ați amintit de acest joc, pentru că noi ne-am mai jucat de foarte mult timp, cred că au trecut 4-5 ani, adică nu mă gândeam că atât de mulți oameni o să-și mai aducă aminte de jocul acesta, dar mă bucur și vreau să facem cât mai multe episoade și să-l terminăm eventual. Așa că dacă nu ați apăsat încă pe butonaș, aș vrea să-l apăsați, chiar și tu cel care stai în momentul de față pe scaun, să apeși pe butonul de like pentru că nu ai apăsat, tu cel care stai pe canapea, la fel să apeși, tu cel care stai în pat și chiar și tu care stai și mănânci în acest moment, ok? Deci toată lumea, vă mulțumesc mult, mult de tot. În nivelul acesta, am să bănuiesc că trebuie să folosești de chestiile astea pentru a putea ajunge mai sus, doar că trebuie să știi să-i poziționezi. Adică, eu dacă îl poziționez pe ăsta aici, nu pot să fac săritura cum trebuie. Deci, asta înseamnă că aș avea nevoie de 2. Și stai să vedem dacă o să putem să ne luăm încă unul de aici. Să-i punem în așa fel încât să putem să facem o săritură corectă. Ia să vedem dacă funcționează chestia asta. Nu știu dacă o să meargă, dar aha, poți să sar și din aer. Ok, asta o să fie folositor pentru că gata, m-am prins de fază. Deci punem unul aici și o să mai punem unul. Stați așa că rezolvăm noi puzzle-ul ăsta, nu ne dăm bătuți. Mai punem unul aici și sărim așa. Aici facem rost de altul. Ok. Altul pe care îl vom folosi pentru a sări aici. E mișto că poți să-l folosești în aer, doar că de aici mai am nevoie de încă unul. Și am unul acolo, însă nu pot să ajung la el. Cred că voi încerca o săritură și în momentul în care fac săritura asta să prind și jucăria în aer. Nu știu dacă o să reușesc chestia asta, e un piculeț mai dificil. N-am reușit eu ceva până la urmă, l-am pus pe ăsta aici, acum sărim așa și acum avem încă o jucărie aici. De fapt nici mai trebuie să o iau pe aia de acolo pentru că am deja pasta. Și doar facem săritura așa. Perfect, și am ajuns aici. O luăm pasta și sărim așa, doar că aici ai nevoie de încă una. Și dacă ai pierdut-o pe aia la altă, nu mai poți să sari mai departe. Până la urmă, după multe încercări, am reușit să ajung aici cu unul dintre aceste chestii. Acum să vedem dacă reușim să continuăm fără să mai avem unul. Văd unul aici care s-ar putea să ne fie de folos. Și ne putem cățăra pur și simplu, ceea ce e perfect. Văd acolo sus ceva. Hai să vedem dacă putem să facem săritura. Perfect. Și avem aici o manetă. Dăm de maneta aceasta. Ia uitați-vă. Și am făcut un fel de cale să ajungem ușor aici. Și am să bănuiesc, dar nu sunt sigur, că mai avem nevoie de elefanți de ăștia roșii să-i luăm după noi. Nu sunt sigur, dar hai să mai luăm măcar unul, că știu că aveam unul parcă sus. Măcar unul avem nevoie. Mergem cu el aici fain frumos. Și hai să vedem ce ok. Uitați-vă ce e acolo. Un mare soare. Și probabil așa ne vom trezi. Corect? No, ce-am făcut? Am pierdut ăsta. Stai, că avem unul chiar aici. Ok. Da, deci noi trebuie să sărim pe norișori. Cel mai probabil să ajungem la soare, pentru că asta e singura metodă prin care noi ne vom putea trezi. Însă nu prea pot să mă cațăr cu ăsta. Așa că o să trebuiască să ocolim noi toată chestia asta. Dar asta nu este nicio problemă, pentru că imediat vom reuși. Faza cu nivelul ăsta față de altele e că e un piculeț mai complicată săritura, că vrei să sari pe aceste caractere. Pentru că trebuie să pui ăsta fix sub tine și uneori nu sare. Oh, mamă, ce săritură faci de pe astea. Perfect. Așa. Oh. Așa, și scrieți-mi în comentarii ce ați mai visat voi.
Dacă aveți vreun vis pe care l-ați mai avut recent, scrieți în comentarii ce ați visat. Pentru că și acest caracter visează că ajunge la soare. Și am reușit. Dar stați așa, că nu am reușit să ne trezim încă, pentru că suntem tot într-un vis. La fel ca și în episodul anterior, avem mai multe nivele pe care le vom juca, iar acesta este unul dintre ele. Hai să vedem ce avem de făcut. Deci avem aici o conductă de apă pe care poți să-i dai drumul și va face chestia asta. Prima dată trebuie să treci apa asta prin diferitele conducte. Doar că sunt două care dau apa afară. Deci bănuiesc că ori trebuie să inunzi toată chestia asta, ori trebuie să spargi peretele ăsta care văd că deja e crăpat și probabil asta trebuie să facem. Da drumul la apă, dar nu este presiunea potrivită. Deci noi trebuie să aducem presiune, multă presiune aici, ca să tragă cu apă în peretele ăsta. Cumva... Poate că dacă ne uităm, sunt mai multe. Adică este și zona asta pe care poți să o activezi. Nu știu dacă am nevoie să o activez pe asta, pentru că trebuie să trimit mai întâi apa în partea cealaltă. Vedeți voi, cam asta este situația. Dacă dau drumul de apă de aici, dă cu apă pe aici, deci pierde presiune. Nu am nevoie de pierdere de presiune. Nici nu asta ne interesează pe noi. Ăsta întoarce conducta așa. Ăsta vine cu apă de aici. Ăsta vine cu apă de aici. Faze că nu avem apă. Cred că de aici trebuie să dau drumul la apă. Posibil? Să vedem dacă a funcționat. A funcționat? Da, uite, acum curge apă, dar curge drept. Asta înseamnă că putem să trimitem apa pe aici. Să ducem conducta asta. Și tehnic vorbind, dacă îi dăm drumul de aici, curge apă pe aici. Ok, păi ne ajută chestia asta oare? Nu sunt sigur. Chiar nu sunt sigur. Vedeți că unele conducte, în momentul în care le dai drumul, fac așa acele alea. Dar uite, asta nu face. Deci mă gândesc că poate ar trebui să facă. A, fiți atenți că am mai văzut unul aici. Dar trebuie să le verific pe toate, că nu știu exact ce face fiecare. A, asta dă apă invers. Ia să-i să întorc ăsta să vedem ce se întâmplă. Și dacă dau ăsta așa, trece apa pe aici. Și atunci apa ar ajunge aici. Practic aici trebuie să strânge astea două cu o cheie, dar n-avem cheia. Da, nu ne ajută cu nimic asta, adică... Nu, clar, noi trebuie să trimitem apa acolo, pentru că acel perete se va sparge. Dar noi trebuie să facem cumva ca toată presiunea apei să se ducă în direcția respectivă. Adică în momentul de față nu se duce toată puterea apei. Și trebuie să ne urcăm pe aici, să verificăm situația conductelor. Poate asta să-l închid. Asta vine așa, vine așa. Nu, asta vine chiar în conducta principală. Deci, practic, el pierde apă pe aici, mă, sau ce? Poate nici nu dă apă de aici. Deși, da, e ciudat. Ia, hai să verificăm o treabă. Dacă eu închid ăsta, se închide de tot ăsta. Dacă eu închid ăsta, care dă apă destul de multă, nu se închide nimic. Dar totuși de acolo vine apa aici. Ok, nivelul ăsta e foarte, foarte ciudat. Gata, am reușit ceva, nu știu exact ce. A început asta să se miște, deci practic cred că am trimis mai multă presiune aici. Și acum dacă îi dau drumul de la asta... Aha, asta era faza. Ia uitați-vă că am găsit și mecheria. Aha, și aici găsim această cheie. Perfect, și cu cheia știm ce avem de făcut, pentru că trebuie să o folosim acolo în partea cealaltă. Îmi plac puzzle-urile astea, pentru că deși unele sunt destul de grele, le înțelegi la un moment dat și zici, bă, ce tare e că am găsit rezolvarea, știi? Adică e mișto. Și sper să mai lanseze. Chiar sper să mai lanseze, pentru că jocurile astea chiar au fost destul de unice. Bun. Și acum, practic, asta este la presiune maximă. Cheia nu cred că mai ai nevoie de ea. Nu trebuie să faci cumva ca asta să funcționeze, să arunce cu apă în coace, pentru că cealaltă deja a funcționat. Dar asta n-are suficientă presiune momentan. Deci, închidem aici. Cred că închidem aici. Și încercăm cumva ca toată presiunea să nu se mai ducă aici, ci să se ducă acolo. Și acum vedeți că această conductă face așa. Dar trebuie să facă cealaltă așa, nu asta. Asta poate aș închid-o. Tot asta face așa, nu e bine.
Nu, cred că trebuie să mutăm țeava. Mutăm țeava în partea cealaltă. Dar avem nevoie de apă aici. Uite, uite că funcționează, uite. Și acum dacă îi dăm drumul la asta, ar trebui să funcționeze și să ne trezim. Ia, merge? Hai să vedem. 3, 2, 1 și start! Mamă! Vai de capul meu! Următorul nivel este ăsta pe care l-ați văzut la finalul episodului anterior și am zis că neapărat trebuie să-l includem în acest videoclip pentru că, na, ați văzut începutul și până la urmă cred că este important. Văd că poți să iei animăluțele. Nu știu cu ce te ajută chestia asta, dar poți să le iei. Aici văd că poți să iei lemne. Bine, în jocul ăsta poți să ridici diferite obiecte, dar uite, de exemplu, astea nu se pot ridica, deci nu poți să interacționezi cu ele. Și clar, obiectele cu care poți interacționa trebuie să faci ceva cu ele. Cam așa e de obicei în jocul ăsta. Ah, ok. Stai. Nu mă pune să pun animăluțele astea la cuptor, nu? Sau... Oh my god. Sper că nu asta vrea să zică. Un lemn nu la cuptor, corect? Corect? Merge? Ah, tușit de la fum. Stai o secundă. Stai o secundă, ce mai putem să punem la cuptor? Punem lemnul ăsta la alt. Ia să vedem, funcționează? Eu am văzut afară că ai ceva... Ia uite, deci lansează o grămadă de fum. Da, cred că nivelul ăsta o să te pună să arzi la cuptor. Să faci niște mâncărică de veveriță. Și de broască țestoasă și de toate. Și de iepure. Da... Nu știu ce să zic despre chestia asta, dar așa e nivelul, așa că așa trebuie să-l jucăm. Stai să verificăm totuși dacă mai sunt alte chestii pe aici pe care le putem pune la cuptor înainte să facem mâncărică. Avem aici o lampa lui Aladdin. Ia uitați-vă. Lua-i așa că nu e așa. Și mai văd și un diamant aici. Totuși veverița asta se ține după mine, deci cred că trebuie să facem trebuie să facem neapărat mâncărică de veveriță. Așa cred că vrea joc. Asta cred că vrea joc. Nu sunt sigur, dar... Lampa lui Aladdin. Perfect. Și mai era un diamant acolo pe care tot așa trebuie să-l folosim. Da, vedeți, devine din ce în ce mai întunecată imaginea. Deci cred că din cauza fumului se întâmplă chestia aceasta. O să mergem și noi cu diamantul ăsta. Punem și pe el. Practic trebuie să pui orice găsești în nivelul ăsta. Cred că asta e toată faza. Asta e tot puzzle-ul. Era și un trandafir pe care puteam să-l punem, stai așa. Și l-am pus și pe ăsta. Trandafirul. Ia uitați-vă, fumul deja ajunge aici. Punem și trandafirul, stai așa. Poftim. Wow. Ia să ne uităm afară. Ia uitați-vă cum arată. Oh my god, cât fum! Bun, avem aici un iepuraș foarte drăguț, n-am ce să fac, așa-i jocul. Așa. Ok, facem mâncărică. Să vedem ce mai găsim pe aici. Dacă mai găsim o veveriță, perfect, foarte drăguță, dar n-ai ce să faci. Ia du-te veveriță, papa, la revedere. Ia să vedem ce mai găsim, o pasăre pe care nu poți să o prinzi. Mai sunt alte chestii pe aici. Mamă, cum s-a făcut totul, s-a întunecat total. Să mă uit să văd dacă mai e ceva disponibil. Ia uite ce am găsit. Ce am găsit al meu să fie. Perfect. Perfect, vino încoace. Bă, da, am văzut acum că e o încăpere aici cu ceva. Ia să vedem. Dai o secundă. Ne folosim pe astea până una alta. Le folosim pe acestea. Ok. Perfect. Bă, ce se aude? E o broască. Uite că aici mai e ceva. Scufița roșie. Ok, la asta nu mă așteptam, dar... E bine. Poftim. Mamă, cum se vede. Uitați-vă puțin. Aproape nu mai vezi nimic. A făcut plin de fum. Plin.
Dar aici nu mai e nimic de pus. Deci clar trebuie să mai ia animulțe de astea. Și dacă tot a venit broasca asta aici, ia vină cu ace. Ia uite că e și rege. E și rege, ce vorbești? Vină cu ace. Hai aici. Și acum, ia să vedem. A funcționat? N-a funcționat încă. Cred că trebuie să pui tot ce găsești în nivel trebuie să pui la cuptor. Eu așa cred că e nivelul ăsta. Eu așa cred că e nivelul ăsta. Orice găsești pui la cuptor. Oh, da, a funcționat. Mamă, cum se vede? Gata, s-a dus. Interesant, în afară de toate nivelele astea pe care le avem, nivelele noi, avem și extra levels. Și dacă mai țineți minte, astea erau incluse și în jocurile anterioare, dar ăsta mi-a plăcut foarte mult, ăsta cu rățușca, așa că aș vrea să-l joc în episodul de astăzi, așa ca un fel de nivel bonus extra. Și suntem aici, avem acolo o chestie. Nu mai țin minte exact cum se juca. Țin minte parcă că trebuia să iei clopoțelul ăsta și cumva să... Aha, chestia asta. Și să tragă de cârligul ăla, să deschidă ușa. Ceva de genul ăsta. Dar nu mai țin minte exact. Nu, asta nu funcționează. Cum facem să aducem cârligul ăla în jos? Ia stai o secundă. E un buton aici. A, gata, cred că știu. Dă clopoțelul și el o să vrea să ia clopoțelul. Corect? Hai. Atunci ia vino după clopoțel. Vino după clopoțel. Nu, am nevoie să stea ceva aici, cred că. Nu, dă clopoțelul încoace. Gata, l-am pus acolo și ia uitați-vă. Și acum, du-te! Oh-oh. Era doar o simulare. Nu era nimic adevărat aici. O mare vrăjeală. Deschide asta. Vino încoace, vino înapoi. Suntem de fapt într-o navă spațială. Unde te duci? Unde te duci? Ia uite-l mă că fuge de mine. Oh my god. Ții minte parcă l-am jucat pe ăsta în VR. Nu mai sunt sigur. A trecut foarte mult timp de atunci. Vă dați seama că nu le mai știu nici eu pe de rost. Dar... chiar ar fi interesant dacă terminăm jocul ăsta, poate revizităm câteva din nivelele originale. Pe care ar fi interesant. Dar asta depinde dacă o să vreți și voi, nu știu sigur. Dar momentan o să jucăm nivelele noi. Bun, deci avem... să ducem acolo, să se uită la mine. Energy. Nu avem energy. Da, nu avem. Trebuie să deschidem ușile astea și ne trebuie energie cumva. Trebuie să dăm energie. Dom'le, cum se vede de aici. Reserve fuel. Ce să-i combustibilul? Bă, mi-a luat combustibilul, vino înapoi. Alo, vino înapoi, băiatul. Doamne, ferește. Uite ce fuge de mine. Tu auzi să vii înapoi? Tu auzi? Ia zi-mi dacă auzi. Asta e că nu știu unde se duce. Nici nu știu dacă pot să-l opresc cumva. Ia stai o secundă. Ce face butonul ăsta? Trage totul de aici. Faza cred că ar fi să pui un cub de ăsta pe buton. După aia să trimiți rățușca asta aici. Că o aruncă de pe navă direct. Cred că asta e faza. Hai rățușcă, du-te. Du-te acolo să vedem ce se întâmplă. Poate nu se întâmplă nimic, dar eu nu sper că o să se întâmple ceva. Ok. Oh, perfect! Dă-mi coace. Unde s-a dus? Eu uite-l. Ok. Deci avem energia necesară. Și acum punem asta aici. Perfect. Dăm așa. Avem energie. Apăsăm aici. Trebuie să deschidă ușa asta. Exit. Ieșim în spațiu. Papa? Mamă! Cum se vede? Wow! Cam ăsta a fost visul, ia uitați-vă. S-a dus. Oameni buni, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și cu siguranță vom continua cu această serie. Și ne auzim data viitoare.